Hercule, cel mai mare erou din mitologia greacă. Este considerat a fi un semizeu, deoarece este pe jumătate zeu și pe jumătate om. Modul în care a fost conceput este tipic pentru mitologia greacă. Se pare că Zeus a pus ochii pe o prințesă, Alcmena, doar că femeia, bineînțeles că era căsătorită, așa că Zeus și-a făcut un plan. El s-a deghizat în regele Amfitrion, soțul femeii, și și-a făcut de cap cu ea. Iar peste ceva timp, femeia dă naștere unor gemeni, Hercule, care era fiul lui Zeus, și Ificles, fiul uman al lui Amfitrion. Cei doi băieți erau vizibil diferiți, iar Amfitrion bănuia că e ceva ciudat cu Hercule, iar suspiciunile s-au adeverit, într-o noapte. Deoarece zeița Hera a aflat de aventura lui Zeus și s-a gândit să se răzbune și a trimis doi șerpi veninoși către pătuțul copiilor. Dar Hercule, deși avea doar 10 luni, și-a manifestat puterea divină și a distrus imediat șerpii. Totuși, fratele Geamăn s-a speriat și a început să plângă, iar așa și a trezit tatăl și Amfitrion a fost sigur că Hercule nu e fiul lui. Dar l-a lăsat în viață și i-a permis să stea în regatul lui pentru o perioadă. Iar asta e doar începutul din viața glorioasă a lui Hercule. Cele 12 fapte de vitejie care l-au făcut pe Hercule cel mai mare erou din mitologia greacă. Prima este prinderea și înfrângerea leului din Nemea, o fiară înspăimântătoare care amenința ținutul respectiv. A doua este înfrângerea hidrei din Lerna, un balaur monstruos cu multe capete, a cărui răsuflare usca pe oricine îi simțea duhoarea. A treia este prinderea mistrețului de pe muntele Erymanthus. A patra este prinderea unui căprior cu coarne de aur, care îi aparținea zeiței Artemis. A cincea este curățarea grajdurilor lui Augias, un rege care avea peste 3000 de vite. A șasea este distrugerea păsărilor stimfalide, păsări de pradă care făceau prăpăd. A șaptea este prinderea taurului alb din Creta, acel taur care a avut rolul de tată în crearea minotaurului. A opta este îmblânzirea iepelor carnivore, care i-au aparținut regelui Diomede din Tracia. A nouă este dobândirea centurii purtate de Hipolite, regina amazoanelor. A zecea este aducerea boilor lui Gerion, care erau păzite de un câine cu două capete și de către un uriaș. A unsprezecea este culegerea merelor din grădina Hesperidelor, mere de aur care îi aparțineau zeiței Hera. A douăsprezecea este aducerea lui Cerberus din infern, cea mai grea încercare la care a fost supus.